a fost de-a dreptul șocant. Nu ne așteptam deloc să ne pice liric, dar a picat liric, asta e. Am scris ce am știut. A fost ok, chiar a fost ok. Nu, nu mi s-au părut grele subiectele, au fost ca și nivel de dificultate mediu. Subiectul 1 și subiectul 2 chiar decent. La subiectul 3 a fost bomba. Elevii de clasa a 12 au susținut prima probă a simulării examenului de bacalaureat 2024. Subiectul 3 este cel care i-a pus în dificultate pe cei mai mulți candidați. Elevii de la profilul uman au primit un eseu după o poezie scrisă de Ioan Barbu, iar la profilul real a picat Lucian Blaga. Subiectele cum au fost? Urâte. Poezie nu-i frumos. Nu se fac din astea. Ai știut? Da, a fost ok. Plin de emoții, elevii de clasa a 12-a din Timișoara au ieșit totuși cu speranța că notele vor reflecta munca depusă pentru examenul maturității care îi așteaptă în vara acestui an. Mie mi s-a părut mai greu decât ne așteptam, dar ne bucurăm că asta înseamnă măcar că o să fie mai ok la BAC. Sperăm. Da, adică nu foarte accesibile, cel puțin direct de la subiectul întâi a fost destul de complicat, dar ne-am descurcat într-un final. Subiectele au fost abordabile, nu mă așteptam să pice ce a picat la subiectul 3, la noi, la profil uman a picat Ion Barbu, dar în subiectul 1 și subiectul 2 chiar ok subiectele, vedem ce urmează la BAC în iulie. Cred că o să iau o notă rezonabilă, mi s-a părut un subiect accesibil, n-a fost greu și subiectele întâi și subiectul 2 au fost chiar accesibile. Da, deci în concluzie, o părere bună. Am terminat după o oră jumate și nu pentru că am dat bir cu fugiții, deci e bine. Pe elevii de clasa a 12-a îi mai așteaptă două probe de foc, proba obligatorie a profilului și o probă pentru materia pe care și-au ales-o în funcție de specializare.